În județul Hunedoara, anul acesta vor fi achiziționate pubele de culoare maro pentru depozitarea de către cetățeni a deșeurilor biodegradabile. Nimic greșit până aici, însă directorul ADI Deșeuri spune că taxa impusă populației se va majora, fiind posibilă și o dublare a acesteia. ADI Deșeuri are un plan tarifar care prevede ca operatorul să nu poată depăși suma de 22 de lei în nicio situație. De anul ăsta trebuie să introducem pubela maro pentru biodegradabil, care vor însemna niște costuri foarte mari. E impunere legală, noi încercăm să o ducem. Să sperăm că nu se va majora taxa după ce vor fi... Va majora foarte mult, foarte mult. Mi-e frică să nu o dublăm când vom introduce biodegradabil, pentru că trebuie pubela maro, atunci deja pui tot un biodegradabil, este în pubela maro, menajerul scade, dar frecvența e aceeași, deci este o treabă foarte complicată. Deci există riscul ca această taxă pe care o plătim în prezent, nu știu, de 14 lei sau 14-36 la DEVA, la comună 8 lei. Să fie de aproape 30 de lei după... Nu, pentru că noi avem un plan tarifar care a mers în calcul pentru decilea cea mai săraca județului și operatorul nu poate depăși și 22 de lei din nicio variantă, oricum ar merge. Dar oricum e departe suma la momentul ăsta.